Sora polițistului este în continuare în stare de șoc, nu poate înțelege cum de a fost în stare fratele ei să comită o asemenea atrocitate. Laura Călugăr a stat de vorbă și cu alți cunoscuți de ei bărbatului. Laura, a dat omul legii vreun semn că ar fi gata să cedeze? Niciunul dintre colegii săi nu înțelege cum a putut recurge la așa ceva. De altfel, nici testele psihologice la care a fost supus de-a lungul timpului nu au indicat să aibă vreo problemă. Ieri, când a ieșit din tură, nu și-a mai predat arma așa cum ar fi trebuit și a împușcat tatăl, apoi mama, iar într-un târziu a ajuns aici, la blocul în care locuiește iubita sa și s-a împușcat. Acum, doctorii îl vor supune la două encefalograme la distanță de 6 ore, care vor spune dacă bărbatul este sau nu în moarte cerebrală. Dacă se va dovedi că nu mai are activitate în creier, atunci doctorii o vor întreba pe sora lui dacă dorește sau nu să-i preleveze organele. Oana? Mulțumesc pentru informații.